În punctul de trecere Aeroport Internațional Chișinău, conform regulilor generale, este obligatorie purtarea măștilor de protecție, se verifică termometria și se respectă distanța fizică între persoane. În cazul depistării unor persoane cu semne clinice de boală, solicităm ajutorul punctului medical al aeroportului. Conform Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, s-a stabilit lista țărilor care vin din zone roșii și verzi. Conform ultimei hotărâri 57 din 17 iulie 2021, care a intrat în vigoare pe 19 iulie 2021, a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, persoanele care călătoresc din zone roșii pot intra în țară fără obligativitatea izolării, doar cu următoarele excepții. La prezentarea certificatului de vaccin cu două doze, prezentată pe suport de hârtie sau electronic, care este valabilă doar dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei de vaccinare. Copiii cu vârsta de la 6 până la 18 ani, cu prezentarea testului PCR, efectuat cu 72 de ore înainte de zbor. Persoanele ce dețin un act confirmativ de prezența anticorpilor anticovid, care este valabil pe durata de 90 de zile din data efectuării investigației. Persoanele care tranzitează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țări calificate ca zonă verde, trebuie să dețină rezultatul negativ al testului PCR efectuat cu 72 de ore înainte de zbor, actul confirmativ de vaccinare anticovid cu două doze, după ultima doză să treacă 14 zile, persoanele care tranzitează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin din țări calificate ca zone verzi pot intra în Republica Moldova fără obligativitatea de a sta în izolare doar la prezentarea certificatului testului PCR efectuat cu 72 de ore înainte de zbor, actului confirmativ de vaccinare anticovid cu două doze după ultima trecând 14 zile, elevii, studenții de la 6 la 18 ani care vin la susținerea examenelor și alte excepții stabilite de către hotărârea numărul 57.